nici nu știu cum să încep acest subiect, deoarece este un subiect despre care nu am mai vorbit public până acum și care mi-a schimbat viața în totalitate. Salut, eu sunt Raisa și astăzi am să vă povestesc de ce am schimbat facultatea și cum am trecut de la Universitatea de Medicină și Farmacie la Facultatea de Litere din Cluj-Napoca. Probabil multe persoane care mă cunosc știu acest detaliu despre mine. Faptul că am schimbat facultatea, am făcut 2 ani la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca, Facultatea de Farmacie, unde am fost 2 ani la buget, am intrat la buget și am rămas la buget până am decis să renunț la această facultate. După care m-am hotărât să parcurg un drum nou și anume să devin studenta Facultății de Litere din Cluj-Napoca. Știu, este o diferență de la cer la pământ între cele două facultăți și de aceea vreau să vă povestesc parcursul meu și cum am luat această decizie, pentru că poate, cine știe, vă va ajuta să vedeți ceea ce vă doriți în viață și să nu parcurgeți un drum pe care nu vi-l doriți cu adevărat. Am fost elevă într-o clasă de științe ale naturii, tradițional cunoscut ca și biochimie, și din liceu m-am pregătit pentru UMF Cluj, pentru că auzisem foarte multe despre această universitate și cred că mai mult am făcut-o inițial din dorința de a demonstra că pot să o fac, nu neapărat că îmi doream eu. Încă de mică am început să citesc și tot timpul eram cu cărțile după mine și citeam și așa mai departe, însă din liceu am decis să las această pasiune deoparte și să mă axez pe chimie. Îmi plăcea foarte mult chimia, îmi plăcea și biologia, am fost chiar în cercul de excelență al județului. La biologie însă nu simțeam o atracție adevărată. Tot timpul încercam să inhib acest lucru și să spun că va fi bine și că la facultate cu siguranță va fi mai bine și că îmi va plăcea mult mai mult, dar m-am înșelat. La facultate am dat admitere din biologie vegetală și chimie și nu mi s-a părut atât de grea admiterea, am trecut cu bine, am intrat la buget, însă când am ajuns acolo am văzut că devine din ce în ce mai rău. Materia nu-mi plăcea deloc. Încercam mereu să-mi spun că va fi bine, că semestrul viitor va fi mai bine, că nu mai pot renunța acum, că am făcut atâția ani de chimie și de biologie și cu siguranță nu pot să dau înapoi. În fiecare sesiune plângeam, chiar dacă în anul 1 am avut o singură restanță și chiar nu a fost greu de luat, pur și simplu nu simțeam o atracție pentru ce era acolo. Mă duceam la facultate tot timpul supărată, nu-mi plăcea nimic la această facultate, simțeam că ceva mă trage înapoi. Chiar și la cursuri mergeam cu mormanul de cărți după mine și citeam pe sub bănci în timp ce cursurile se desfășurau, ceea ce era o dovadă clară că ceva e în neregulă. În anul 2 de facultate am început să devin din ce în ce mai tristă, mă simțeam mereu obosită, nu puteam să mă mai regăsesc, dormeam enorm de mult și mâncam din ce în ce mai puțin. Când știam că am o nouă săptămână de școală, deveneam din ce în ce mai tristă. Am făcut chiar și schimbări majore în stilul vestimentar, nu mă mai îngrijeam, efectiv mă neglijam ca și persoană. Eram foarte tristă, nu mai voiam să ies afară, voiam pur și simplu să stau în casă și să citesc și după fiecare laborator veneam extenuată și niciun caz nu îmi regăseam persoana acolo. În anul 2 deja am conștientizat că nu se mai poate și că trebuie să fac ceva, altfel probabil voi ajunge să cedez psihic și să mă distrug, să mă autodistrug. Nici eu nu știu de ce am ales această facultate. Eu nu aveam neapărat tendințe spre asta, însă cu multă muncă și cu foarte multă ambiție am reușit să îmi depășesc propria persoană și să fac performanță și la chimie, chiar dacă talentele mele erau altele. De mică scriam, de mică citeam. În familia mea au fost doar oameni care au avut tangențe cu partea umană, nu cu partea reală. Eram singura din familie care a ales
să meargă pe un drum al realului. În anul 2 am conștientizat că ceva nu e bine. Nu mă regăseam pe mine acolo. Nu-mi plăcea nimic, absolut nimic din ce se făcea la acea facultate. Când îmi vedeam colegii cât sunt de pasionați și că vor să facă tot mai mult și să descopere tot mai mult, mă tot întrebam, eu de ce nu văd nimic deosebit aici? De ce nu pot să fac și eu ca ei? De ce nu pot să fiu la fel ca ei? Deși aveam note ok, nu, eram la buget, nu asta era problema. Munceam foarte, foarte mult ca să țin de acel buget și era extraordinar de greu pentru mine, pentru că eu nu eram genul de persoană care să aibă tangenți cu această parte, cu chimia, cu biologia. La facultate am început să facem materii mult mai grele și devenea din ce în ce mai greu și mai greu și mai greu. Și am decis pur și simplu că nu mai pot să rămân aici și că trebuie să-mi schimb perspectiva de viață ca să nu mă nenorocesc pe mine, pentru că până la urmă noi suntem singurii apărători ai noștri, doar pe noi înșine ne avem și dacă nu avem grijă de noi, atunci pur și simplu nu mai avem pe nimeni în lumea asta, pentru că vorba aia, singur ne-am născut, singur vom muri, de aceea trebuie să fim conștienți ce vrem să facem în viață. Nu mă vedeam pur și simplu profesând în acest domeniu și voiam să fiu profesor. Întotdeauna mi-am dorit să fiu profesor pentru că, după cum vedeți, îmi place să împărtășesc informații, îmi place să spun lucrurilor pe nume și să ajut oamenii să crească, atât din punct de vedere moral, cât și din punct de vedere intelectual, pentru că un profesor nu are doar rolul de a te învăța lucruri, ci are rolul și de a te pune pe picioare ca om, de a-ți explica ce e bine și ce e rău în viață, pentru că poate unii oamenii nu au cu cine să vorbească acasă, nu au ce să discute acasă și atunci vin la școală și la școală au un nou mediu în care pot să fie înțeleși, în care profesorul poate să discute cu ei anumite lucruri care acasă sunt inaccesibile. De aceea îmi doresc să fiu profesor și mi-am dorit întotdeauna, însă era un lucru pe care îl țineam închis în mine. Această pasiune a cărților însă n-am putut să o ascund niciodată și toți oamenii care mă știau atunci vedeau că doar de cărți mă ocup, că doar cu cărțile sunt în brațe și la un moment dat mi-a spus o persoană, Raisa, tu chiar ți-ai greșit vocația. Și atunci a fost momentul în care am realizat că eu n-am ce să caut aici, că nu pot să mai stau aici. Eram în plină sesiune, mi-am dat examenele, era a doua sesiune din anul 2. Mi-am dat examenele și mi-am retras dosarul. A fost extraordinar de greu pentru mine, pentru că gândiți-vă să lăsați 2 ani în spate și nu doar 2 ani, ci 4 ani de liceu în care am făcut doar biologie, chimie și fizică, deși eu aveam cu totul alte pasiuni. A trebuit să las tot în spate și să o iau de la zero. M-am decis să mă duc la facultatea de litere pentru că este o facultate unde se vorbește despre cărți. Marea mea pasiune. Nu se vorbește doar despre cărți, dar eu așa credeam pe atunci că la litere se studiază foarte multe cărți, că voi ajunge să interpretez cărțile, poate să am acces către critica literară și așa mai departe. Era sesiunea a doua la UMF, adică în iunie, și admiterea la litere era în iulie. Eu am avut doar 2 săptămâni la dispoziție să mă pregătesc din toată materia pentru litere, pentru că am dat admitere și a fost greu pentru că eu am ales specializarea engleză-română, limbă și literatură engleză-română și a trebuit să urc un nivel la engleză, adică de la CAE a trebuit să urc la CPE. Și în 2 săptămâni am învățat toată gramatica limbii engleze pe care unii au făcut-o în 4 ani de liceu. Mi-a trebuit extraordinar de multă voință pentru că vedeam oameni din toate părțile țării care veneau și erau foarte bine pregătiți la engleză și eu a trebuit să mă descurc în 2 săptămâni cu toată materia. Lucram enorm, lucram câte 12 ore pe zi, doar ca să-mi ating visul și ca să știu că o să fiu studentă la facultatea de litere, ceea ce mi-am dorit toată viața.
dimineața. Încă mi-amintesc când eram studentă la UMF și treceam pe lângă facultatea de litere, mă uitam atât de lung la ea și visam mereu că poate o să trec și eu prin coridoarele acelei facultăți și că o să ajung să văd oamenii de acolo și să vorbesc cu ei. Vedeam studenții cum ies pe poarta facultății și mi se păreau niște oameni extraordinari, niște oameni cu un vibe total diferit, pentru că eu sunt o persoană destul de sensibilă și mereu am simțit vibe-ul pe care oamenii mi l-au dat. Pur și simplu, eu nu m-am încadrat și nu am aparținut de UMF. Eram exact ca o oaie neagră într-o turmă de oi albe. Nu, simțeam că nu aparțin și că nu mă identific. După ce am reușit să dau admiterea, am fost foarte stresată, așteptam rezultatele, nu știam exact ce am făcut acolo, eram foarte nesigură pe mine, pentru că închipuiți-vă 2 săptămâni de muncă comparativ cu 4 ani cât au făcut alții, era atât de puțin și nu am știut exact ce capacitate am, nu mai prea știam autoevalua la engleză, dar am intrat la facultate și când am avut primul seminar, încă țin minte, a fost seminarul de lexicologie engleză și mi se părea atât de fascinant tot ce se discută și atât de minunat și nu puteam să cred că există facultăți unde se discută exact ceea ce îmi place mie. Și am devenit din ce în ce mai pasionată, mă duceam la toate cursurile, simțeam efectiv că aparțin, mă simțeam ca un pește care a stat pe uscat și apoi a fost aruncat din nou în apă și poate să trăiască din nou. Simțeam efectiv că tot corpul meu s-a umplut de viață, nu mai simțeam tristă, simțeam că pur și simplu vreau să merg la facultate și vreau să văd ce se mai întâmplă și vreau să aud cât mai multe lucruri noi. M-am implicat în foarte multe proiecte de atunci, știu că la UMF nu prea eram implicată, am făcut parte un an dintr-o organizație, dar am renunțat deoarece nu puteam nici acolo să mă identific și la litere am decis că vreau să fiu reprezentant de an, că vreau să fiu consilier, că vreau să trăiesc cât mai multe și să fac cât mai multe, să învăț oamenii că ceea ce dai se întoarce înapoi și voiam pur și simplu să ajut cât mai mulți oameni, să-i fac să se simtă bine în pielea lor și poate să îi îndrum să nu repete greșeala mea. Acum sunt mai mult decât fericită, sunt atât de fericită cu alegerea pe care am făcut-o și nu aș schimba această facultate pentru nimic. Sunt foarte mândră de mine că am avut acest curaj imens să schimb o facultate după 2 ani și 2 ani de buget, pentru că probabil foarte puțină lume are curajul, deși mulți simt că nu aparțin facultății pe care și-au ales-o inițial, pentru că noi nu avem de unde să știm ce înseamnă alegerile noastre până nu le trăim. Am avut noroc că am fost susținută și de părinții mei, de familia mea, care a realizat cât de greu mi-a fost și că trebuie să schimb totul, altfel nu voi fi fericită. În primul rând, totul a pornit din interior, pentru că doar cu voință și foarte, foarte multă ambiție am putut să ajung aici și să schimb totul și să iau totul de la început, pentru că nu mi-a fost ușor, dar am decis că mai bine trăiesc o viață de care să fiu mulțumită, decât o viață de coșmar în care sunt mereu tristă, dorm mereu, nu ies afară, nu vreau să vorbesc, nu vreau să comunic. Acum, după ce am trăit experiența asta, probabil aș vrea să spun tuturor și, deși mi-a fost mai greu să discut despre ea public anul acesta, am decis să mă deschid pentru că intru în anul 2 de litere și totuși îmi pare rău că o să facem școala online, pentru că aș fi vrut să merg din nou și să-mi văd din nou profesorii și să văd din nou oamenii și să simt din nou atmosfera de litere, pentru că este o atmosferă unică și dacă doriți, o să vă fac un nou video în care o să vă prezint facultatea de litere prin ochii mei. Sper doar ca voi
să vă găsiți drumul în viață și cel mai important și un sfat pe care pot să vi-l dau este să alegeți cu inima, pentru că dacă nu alegeți cu inima, nu veți fi cu adevărat fericiți. Se spune că oamenii nu sunt sau nu pot să atingă fericirea niciodată. Eu vă spun că poate fi atinsă. Eu am atins-o și am atins-o doar la litere. Am atins-o doar cu oamenii de acolo și doar în acea atmosferă, pentru că era atmosfera sufletului meu. Îmi pare foarte bine că mi-am putut prezenta povestea și că pot să vă spun prin ce am trecut, ca să nu repetați și voi ceea ce am făcut eu. Și dacă nu sunteți încă la facultate și mă urmăriți, vă rog să vă gândiți foarte, foarte bine la ce vreți să faceți în viață, ca să nu ajungeți și voi să renunțați la un lucru pentru ceea ce vă doriți cu adevărat, ci să faceți din prima ceea ce vă doriți. Pentru că doar dacă vă place, puteți să ajungeți sus. Se poate și prin muncă, multă muncă, dar este mult mai greu. Dacă vă place, fiecare zi din viața voastră va fi o sărbătoare. Așa că mă bucur că am putut să vă împărtășesc această mică poveste a mea. Ne revedem data viitoare cu un nou vlog și sper să fiți înconjurați doar de lumină și de lucruri care vă plac. Pa!